Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o ediție explozivă a știrilor România TV. Din moment în moment începe votul pe moțiunea de cenzură. Vedeți care sunt trădările de ultimă oră și cine s-a răzgândit chiar în timp ce textul moțiunii era citit în Parlament. Victor Orban a negociat la sânge și veți vedea ce a reușit să obțină, dar și pe cine a acuzat în termeni extrem de duri de la tribună. De altfel, toate informațiile care vin din Parlament ne conturează tabloul unui măcel în toată regula, se joacă până la ultimul vot, iar bomba momentului vine de la președintele Traian Băsescu. Fostul președinte susține ferm că nu va trece moțiunea. Veți auzi în direct, chiar de la dumnealui, care îi sunt argumentele. Corespondenții România TV sunt în mijlocul evenimentelor din Parlament și la sediile tuturor partidelor și veți urmări un maraton de transmisiuni în direct. Pentru moment, mergem direct la colega mea, Andreea Crețulescu, care se află și ea în Parlament, urmărește minut cu minut ce se întâmplă acolo și mai ales ce se negociază dincolo de tribuna Parlamentului. Andreea, te ascultăm! Bun găsit din nou, deci din Parlamentul României, într-adevăr este măcel în toată regula, se negociază fiecare vot. De aceea l-am pe domnul Daniel Zamfir alături de mine. Cum stați la acest moment? Acum o oră puteam afirma aproape cu certitudine că trece moțiunea din barca PNL-ului, înțeleg că au mai urcat încă 3-4 parlamentari. Ce se întâmplă? Doamna Crețulescu, certitudinea se menține. Din punctul nostru de vedere și veți vedea, cred că în mai puțin de o oră, că această moțiune va trece și trecerea moțiunii de fapt e pur și simplu în avantajul românilor pentru că se pune capăt acestei guvernări dezastroase pentru țară. Iată da, că cu toate astea, domnul Ciolacu pare destul de stresat, chiar a avut apelul acela, nu părăsiți sala, oamenii încep să plece de aici. Nu e deloc stresat. Domnul Ciolacu, dacă nu mă înșel, chiar de o săptămână spune că vom avea voturile necesare pentru trecerea moțiunii. Veți vedea încă o dată, mai puțin de o oră, că moțiunea va trece și se va pune capăt acestei nebunii care a însemnat guvernarea Orban. Iată, cel mai bun exemplu că această guvernare a avut în intenție jaful public a fost ziua de ieri, elocventă, 25 de ordonanțe date într-o noapte, e practic record. Care e cea mai periculoasă? Ordonanța pe sănătate, categoric, da, că asta aici nu există nicio explicație alta decât faptul că servește o clientelă politică. Este inacceptabil să privatizezi practic sănătatea, să aibă acces la programele naționale doar cei care își permit. Asta este un lucru fără precedent care se întâmplă și categoric e o măsură luată clar în favoarea clinicilor private. Mai am o întrebare cheie. V-ați lămurit de ce s-a împrumutat domnul Câțu peste 40 de miliarde? Nu m-am lămurit. Am solicitat, cum bine știți, prezența la comisie. Domnul Câțu și-a permis nu odată, de mai multe ori, să nu vină să dea socoteală, nu în fața mea, ci pur și simplu în fața oamenilor, să vedem ce a făcut cu acești bani. Să împrumuți 40 de miliarde în două luni de zile, adică jumătate din suma pe care PSD-ul a împrumutat-o în 3 ani, ascunde ceva. Este categoric o situație fără precedent. Este, cred, de interes public să știm de ce a împrumutat acești bani, unde s-au dus banii ăștia împrumutați, să vedem lista societăților comerciale cărora domnul Câțu le-a acceptat rambursarea de TVA și cred că vom avea acolo mari surprize. Dar stați puțin, pentru că și dumneavoastră la PSD aveți un discurs puțin straniu. Să vedem lista societăților care au acceptat rambursarea de TVA, dar în România există acest drept legal să rambursezi TVA-ul. Guvernul, prin instituțiile abilitate, trebuie să le plătească? Categoric, da, sunt de acord cu asta, doamna Crețulescu. Trebuie rambursat TVA-ul societăților care și-au făcut treaba, numai că vă aduc aminte numai presa câte situații a semnalat în care rambursarea de TVA a fost în urma unor facturi fictive. Andreea, și aici vă aduc aminte celebrul caz. Rămânem cu ochii pe plen, doamnelor și domnilor, și ne întoarcem de aici cu un invitat surpriză.
Andreea, da, vom reveni cu siguranță la tine pe tot parcursul acestei ore. Am însă și eu un invitat surpriză. Traian Băsescu este în direct cu noi prin telefon. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua! Ei bine, dumneavoastră ați afirmat cu foarte mare certitudine că această moțiune nu va trece. La moțiunea precedentă ați spus că va trece la limită, dar va trece și ați avut dreptate. Pe ce vă bazați calculele de data aceasta? Pentru că inclusiv din zona PNL-ului veneau semnale că se tem că această moțiune va trece. PSD-ul este foarte sigur. De ce dumneavoastră sunteți sigur că nu va trece? Doamnă, sincer să fiu, nu am niciun alt argument decât faptul că ar fi cea mai proastă decizie politică pe care o poate lua cineva. Într-un moment în care la Bruxelles miniștrii discută cu comisarii despre aranjarea viitorului buget, despre proiecte, cum vor fi finanțate, cât vor fi finanțate, noi să intrăm cu un guvern de ăsta interimar. Nu-i bagă nimeni în seamă pe aici. Bun, dar, domnule președinte, dacă toate calculele de până acum arată nu 233, ci 237, e adevărat, nu știi nimic sigur până nu vezi votul numărat. Dar dacă, da, într-adevăr, se strâng cele 237 de voturi și se ajunge la guvernul interimar de care spuneați dumneavoastră, cine formează guvernul mai departe? Doamnă, uite, este imposibil de intuit cine formează mai departe guvernul. Noi suntem într-o situație incredibilă, când o a doua formațiune își vrea dărâmat guvernul. Dumneavoastră realizați unde suntem, unde a ajuns România. Am mai văzut acest scenariu când un partid și-a dărâmat guvernul. Flaviana, dacă îmi permiți, Andreea Crețulescu, din plenul Parlamentului, domnule președinte, vrem să vă adresez o întrebare foarte importantă, pentru că, într-adevăr, calculul matematic este una, calculul politic este alta. Explicați puțin telespectatorilor noștri ce se întâmplă dacă trece această moțiune. În opinia dumneavoastră, ajungem sigur la anticipate sau ne putem întoarce la un guvern de stângă? Doamnă, până acum PNL-ul spunea că a devenit legitim prin votul Parlamentului. Păi ar trebui să mențină măsura să recunoască că a devenit ilegitim tot prin votul Parlamentului și s-a relegitimat PSD-ul. Deci suntem de un penibil cum rar poți să vezi. Eu încă sper că nu va cădea guvernul. Bun, dacă totuși... Ca să ne păstrăm cât de cât aliura de dar cu scaun la cap. Bun, da, pentru că nu trebuie să ne pregătim pentru lucruri bune, ci pentru lucruri mai puțin bune. Da. Că acelea sunt mai greu de rezolvat. În viziunea dumneavoastră, lucrul mai puțin bun e cel în care cade guvernul. Dacă se ajunge la acel guvern de interimat, cum spuneați dumneavoastră, se va merge cu el până la anticipate sau se va merge cu el până la alegeri la termen? Că mă gândesc că e unul dintre lucrurile negociate foarte dur zilele acestea. Doamnă, președintele își dorește anticipate. Deci, din cauza voinței președintelui, se trece printr-o perioadă de instabilitate pentru a se ajunge să-și pună alegerile anticipate la butonieră. Guvernul are deja. Eu sper să nu se întâmple să cadă azi guvernul. Dar dacă va cădea, vor fi 3 luni de instabilitate majoră plus alegerile. Bun, și atunci vă întreb direct, domnule președinte. Te rog, Andreea. Flaviana, te rog. E o întrebare esențială aici, domnule președinte. Dacă pică guvernul, are vreo posibilitate constituțională, domnul Iohannis, pentru că ați fost 2 mandate președintele României, să nu accepte formarea unei noi majorități? De ce lucrul acesta îi se va prezenta la Cotroceni, la eventuale negocieri? Categoric, da, are posibilitatea, pentru că nu poți să mai spui după 3 ani de guvernare, când ți-au căzut atâtea guverne, să mai spui că tu ești cel legitim. În fapt, toate partidele noastre s-au delegitimat în momentul de față,
și s-au delegitimat prin propria lor voință și prostie. Moda asta cu trântirea propriilor guverne ca să fac bani anticipate, ba să pun unul care mi-e mai slugă, cum a făcut PSD-ul, este incredibilă pentru o țară civilizată. Este pur și simplu revoltător. Adică vii la guvernare și nu respecti responsabilitatea guvernării. Pur și simplu faci jocuri politice pe pielea țării. Este inadmisibil. Foarte scurt aș vrea totuși să vă întreb, domnule președinte, cine decide până la urmă soarta acestei moțiuni? Liberalii. Sunteți ferm în răspuns. Eu aș fi mers pe statul în bancă, dar văd că nu vor. Și pe votul la vedere. Bine, vom vedea. După părerea mea, liberalii vor decide soarta, deși se pare că și Ponta vrea să se bage în seamă. Păi a negociat, nu că vrea să se bage în seamă, a negociat de zile bune negociază. Și în această dimineață a negociat. Dacă ne mai auziți, domnule Băsescu? Da, încercăm să refacem legătura cu Traian Băsescu, așadar liberalii, spune fostul președinte, vor decide soarta acestei moțiuni, moțiune care nu va trece, spune tot fostul președinte. Rămânem în direct cu tot ceea ce se întâmplă acolo în Parlament și cu colega noastră, Andreea Crețulescu, care aude ultimele negocieri care se poartă acolo pe holuri. Între timp vreau să ne uităm împreună la cum s-a dezlănțuit Ludovic Orban în Parlament după ce a fost citită moțiunea. Premierul a atacat dur PSD-ul și a spus că, spre deosebire de socialdemocrați, PNL a adoptat proiecte importante pentru români, însă Victor Ponta a replicat și el la fel de dur. Vom discuta replicile dintre cei doi cu sociologul Marius Pieleanu, dar haideți să îi ascultăm până atunci pe Victor Ponta și Ludovic Orban. Voi, având o majoritate parlamentară, ne atacați pe noi că am emis ordonanță de urgență. Voi ați emis ordonanța de urgență 13 noaptea ca hoții, ca să scăpați de pedeapsă pușcăriabilii care vă conduceau. Noi am emis ordonanță de urgență pentru a rezolva problemele românilor, pentru a oferi masă caldă în școli, pentru 65.000 de copii într-un program pilot pe care îl vom dezvolta din fonduri europene să asigurăm tuturor copiilor masă caldă în școli. Noi am adoptat ordonanțe de urgență ca să salvăm prostiile și incompetența voastră. După răgnetele ușor isterice de la început, cred că putem să vorbim rațional despre ce avem de făcut azi aici. N-am votat acest guvern în noiembrie, știam că domnul Orban mai mult decât să se înțeleagă cu domnul Iordache să facă o șosea prin munte de 300 de milioane, nu e în stare. După 3 luni văd că ați ajuns toți la aceeași concluzie și e o înțelegere să pice acest guvern. Foarte bună înțelegerea, e în regulă, doar cei de la USR încă nu și-au dat seama, dar o să-și dea și ei seama. Ce ați făcut 3 ani de zile? Ne cereți nouă socoteală pentru 3 luni în care am schimbat ritmul de lucru, în care am reparat imaginea externă a României, în care am rezolvat în fiecare zi zeci de probleme, cele mai multe dintre probleme provocate de dumneavoastră. Depuneți moțiune de cenzură dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că vă este frică de democrație, pentru că vă este frică că într-un sistem autentic democratic de alegerea primarilor veți pierde mai mult de jumate dintre primari și pentru că primarii v-au spus că nu vă mai susțin dacă nu împiedicați adoptarea legii de alegerea primarilor în 2 tururi. Ăsta e motivul. Demagogia pe care ați manifestat-o în ultima perioadă este de neacceptat, iar din punctul meu de vedere nu dau 2 bani pe toate afirmațiile voastre despre democrație.